Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, suntem într-o formulă cumva atipică pentru editura Humanitas. Îndeobște facem lansările la târguri și în librării, dar fanii lui David Neacșu sunt mult prea numeroși pentru spațiile noastre minione, pentru că și numărul librăriilor e tot unul mititel în România. E o carte pe care mă bucur mult că editura Humanitas a avut prilejul de a o lansa în această primăvară, iar lui David Neacșu mă bucur din tot sufletul în această toamnă. Mă bucur foarte mult să-i spun bun venit în catalogul Humanitas, bun venit în rândul celor câteva zeci de titluri deja, care s-au adunat în colecțiile noastre de călătorii, fie că vă vorbim despre părinții fondatori, să zic, ai călătoritului în România, faimoșii călători străini, fie că e vorba de Sitwell ori de Patrick O'Brien, de călători ca Marius Chivu, care și-a făcut prima călătorie în Himalaya, ajutat de David Neacșu, de Liviu Stănescu, de Ionuț Șendroiu, Sabina Fati, care atacă și ea geografia într-un alt fel, nou și el în catalog și deja bestsellerist, Alexandru Stermin, explorator la rândul lui și care se întâlnește în felul în care cunoaște și absoarbe experiența junglei cu precădere cu David Neacșu. Dacă despre Sandu Stermin am spus în prilejurile în care l-am lansat că îl simt ca pe un umanist, nu în sensul acela de absolvent al unei facultăți umaniste, ci de mare iubitor al umanității și al viului în general. Pentru David Neacșu am inventat acum câteva zile, când am încheiat lectura fabuloaselor lui peripeții, am inventat cuvântul și categoria de călător pământist, deci în oglindă cu umanist. După mintea mea, David Neacșu are o relație atât de specială cu pământul acesta pe care locuim, deci pământ ca planetă, încât îl invidiez din toți porii. Eu sunt o natură ceva mai pesimistă și de-a dreptul mizantroapă, aș spune, în așa fel încât relația mea cu pământul, cu locuitorii lui, nu e una așa de reușită, dar cred că am să-i ascult sfatul și după singura mea expediție montană până pe Piatra Buhii, Pietrele Rarăului, Câmpulul Moldovenesc, am să încerc să fac mai mult. E o carte pe care vă recomand din tot sufletul, pentru că e o carte de viață, de aventuri, de dragoste și de găsire și regăsire, dacă e nevoie, a sinelui. E o carte în care muntele apare ca o zeitate. De fapt, David Neacșu așa și spune, muntele e un zeu de piatră care mă privește. E o carte despre ce înseamnă să iubești, reiau acest gând, să iubești pământul și să-ți pese că revenind în niște locuri care te-au fascinat, vezi că s-a topit gheața, vezi că dunga pe care ai lăsat-o cu câțiva ani în urmă la o expediție e acum... E o limită depășită și depășită în rău. Înseamnă să nu-ți dorești să fii numai decât un turist cu toate la nas. Să înțelegi că trebuie să respecti și muntele și apa, pentru că se pare că ultimul coup de foudre de care a avut parte David Neacșu în relația asta lui specială cu pământul e apa, delta Dunării. Acolo recunosc, mă simt și eu acasă și îndrăgostită de acest uriaș animal care e delta Dunării și sufăr enorm să îi văd colmatate canalele, să văd bărcile trecând cu o viteză diabolească prin acel paradis. E o carte
pe care editura Humanitas o datorează și Ruxandrei Hurezan în bună măsură, pentru că, de fapt, primul mesaj de la ea l-am primit și împreună apoi am complotat să fie făcută întâlnirea și semnarea propriu-zisă a contractului. Mai spun un singur lucru, nu cred că de dragul cărților pe care le-am amintit eu ca fiind cărți despre călătorit și călători publicate de Humanitas, neales ca editură David Neacșu, cred că neales pentru că am publicat o carte care pare să-i fie carte de căpătâi, Mario Vargas Llosa, Povestașul. Iată-l că e de acord cu mine, dar el însuși, credeți-mă, este un mare povestaș. Asta e o carte care, la fel cum face povestașul în triburile despre care scrie Vargas Llosa, asta e o carte care face ca soarele să răsară și a doua zi, drept care Ruxandra Hurezan, David Neașu, mulțumirile mele pentru o carte minunată, iar mai departe, după vorbele unui biet filolog care n-a urcat decât pe piatra Buhii, am să-l rog pe Horia Colibășanu să vă spună cum ai citit tu, ca fiind in, toate întâmplările de aici. Bună seara, mulțumesc pentru onoarea de a fi pe această scenă, în această companie și în fața multor oameni iubitori de carte și mai ales alpiniști. Eu n-am citit cartea, am venit cu temele nefăcute pentru că, din păcate, cred, fac parte dintr-o generație care nu prea poate să citească pe tabletă și telefon și doar așa am primit-o. Am încercat, nu mi-a ieșit. Vreau să-mi iau o bucată de hârtie în mână și să stau undeva liniștit cu ea. Vreau să o citesc, mi-o doresc, sper că nu s-au terminat. Iau și fără autograf dacă nu mai sunt. Eu în seara aceasta am venit pentru omul David Neacșu, nu pentru autorul David Neacșu. Și n-aș vrea să vă spun, foarte mulți de aici îl cunosc sau au lucrat cu el sau au mers pe munte și n-aș vrea să vă spun ce a făcut și ce n-a făcut. V-aș povesti doar câte minute am să vorbesc. În 2 minute. E ok? Eu pot mai mult, da. V-aș povesti modul în care eu l-am cunoscut, așa, în 5-10 minute, sper să-mi iasă. Eram tânăr, iubitor de alpinism și îmi doream să urc pe munți înalți. Asta se întâmpla prin 2003-2004 și am vrut să fac parte din expediția pe Everest și pentru asta m-am zis trebuie să mă duc cu ceva în CV și am plecat în Caucaz. Și mi-am luat una din primele lecții foarte bune ale alpinismului și ale vieții. Trebuie să ai grijă cu cine pleci la drum. Partenerii mei de expediție m-au lăsat baltă după ce și-au realizat obiectivele, Elbrus și Gumaci, vârfuri ușurele. Și eu, care vreau să urc ușba, m-am trezit fără nimic și am trecut prin București și m-am dus înapoi acasă fără să încerc, dezamăgit că nu am nimic să pun pe masă, să fac și o parte din prima expediție românească pe Everest. Și mi-a părut rău mai târziu și am zis că va trebui să încerc orice, să ajung pe munte înalt și când îți dorești, ocaziile vin. Am ajuns în 2004, Fane Tulpan pleca pe K2, nu e un munte recomandat începătorilor, dar nu era altă variantă și am decis să încerc, dar nu aveam absolut nimic din echipament și David anunțase că echipamentul folosit în expediție este pus la dispoziția alpiniștilor. Și auzind asta,
m-am îmbrăcat frumos, chiar aveam un costum atunci, țin minte, și m-am dus la Himalaya și am zis, bună ziua, mă numesc așa, sunt din Timișoara, vreau să plec pe K2. Cu cine pleci tu pe K2? Atunci l-am cunoscut. Zic, cu Fane Tulpan. Și ce-ți trebuie? Păi, pufoaică, pantalon, bocanci de altitudine. Nu știu dacă știți, sunt niște echipamente așa foarte voluminoase, adică numai bocancii umplu o plasă din aceea de Himalaya. Și a zis, bine, hai să-ți dau ce număr porți. Și mie nu-mi venea să cred că... Cred că nici n-am semnat nimic, am semnat după aia. Dar n-am semnat și mi-a dat tot echipamentul și prima mea impresie pregnantă despre David era ieșind de pe ușa magazinului, îndreptându-mă spre primul colț și uitându-mă în urmă și sperând să nu vină după mine, să mi le ceară înapoi. Am ieșit după tine să-ți cer banii, dar nu erai. Promiteam de atunci, am mișcat repede și pe K2, dar antrenamentul a fost în București. Cred că așa a început o relație, o prietenie de 20 de ani imediat, în care cred eu că pentru mine omul contează mult mai mult decât autorul, dar din păcate în seara asta chiar îmi plac cărțile și a trebuit să vin. Mulțumesc! La urma urmei și cartea aceasta e tot un gest de infinită generozitate dinspre David Neacșu, pentru că așa cum a împărtășit cu tine dându-ți echipamentul necesar pentru expediție, așa face și ca autor, împărtășește cu noi ceea ce a fost al lui, ceea ce îi aparține. Am să-mi îngădui un scurt moment de lectură, cât să completez portretul făcut de Horia Colibășanu și să o las pe Ruxandra să se pregătească, căci ea va fi vocea următoare. Și e, de fapt, un autoportret. M-am născut în Giulești, un cartier muncitoresc din București, în 1960, pe 18 iulie. Tatăl meu era mecanic de locomotivă, meserie grea în acei ani. Lucra pe locomotiva cu abur și chiar am o fotografie făcută într-o astfel de relicvă a istoriei împreună cu el. Giuleștiul arăta cu totul diferit față de cum e azi și am putut vedea transformarea acestui cartier până la 21 de ani. Visam când trecea vreo Volga neagră că aia e mașina mea, că fata cea mai frumoasă din școală este soția mea sau că trenurile care treceau prin spatele blocului mă vor duce și pe mine să văd lumea. Tatăl meu era pescar pasionat. Mergeam cu el la întâlnirile cu fel de fel de cunoscuți, unde discuțiile se țineau până noaptea târziu. Nu înțelegeam nimic, dar îmi plăcea să-i privesc și să urmăresc sclipirea aceea care apare în ochii celor foarte pasionați. Plăcerea asta aveam să o moștenesc și eu. Cred că de atunci am rămas cu credința că orice pasiune, dacă nu îmbrățișez 100%, e doar pierdere de timp. În primăvara lui 72, tatăl meu a murit, la doar 39 de ani, în urma unui accident de muncă. A încercat să încarce singur un vagon de saci cu făină care se răsturnase și efortul i-a fost fatal. Aveam doar 12 ani și mi-era greu să înțeleg cum poți muri atât de tânăr. Șansa mea a fost sportul. Profesoara de sport avea un prieten halterofil la Clubul Rapid care a venit la școală și ne-a întrebat dacă vrem să facem haltere. Bineînțeles că toți băieții din clasă eram a doua zi la sala de haltere de la Rapid. După câteva zile, rămăsesem singurul din tot grupul de copii. Aveam 12 ani, 29 de kilograme și 1,52 m. La 16 ani făceam parte din echipă și uneori mă chemau și la lotul național.
La 18 ani eram deja campion național la 75 de kilograme. Făceam parte și din lotul de seniori. Câteva accente mi-am permis să dezvălui dinainte, din portretul care se întregește pe parcursul paginilor din carte, carte pe care, așa cum am spus, o datorăm și jurnalistei Ruxandra Hurăzean, care a fost banda martor, confidenta autorului pe parcursul povestirii, scrierii și rescrierea acestei cărți. Bună seara și vă mulțumim că sunteți aici. De fapt, sunteți justificarea optimismului meu. Ca jurnalist ce scormonesc realitatea pe unde e ea mai urâtă, de 30 de ani încoace, am totuși un optimism pe care unii mi-l suspectează de naivitate. Ei bine, să știți că nu este așa. Pentru că am norocul ca din când în când să ajung în locuri ca acesta astăseară. Dacă dumneavoastră v-ați luat în timp și ați venit aici, pentru David, pentru carte, pentru poveștile acestea, pentru munte, înseamnă că lumea în care trăim are o șansă. Și nu e prima dată când văd așa ceva. Vă mulțumim că sunteți aici și că sunteți motivul de speranță pentru noi. Și pentru David. Și el... David! Știți cum m-a convins David să scriu alături de el cartea lui? La prima întâlnire, după ce a venit la Cluj, am încercat să îl provoc să povestească despre mai multe călătorii, nu despre una. Despre el și despre mai multe călătorii. Ei, și la un moment dat îmi spune că atunci când era pe muntele Ilimani, parcă, era noapte, ajunseseră la un refugiu undeva sus pe munte și pe ei au dus niște porteri, dar și pe alți alpiniști conduceau porterii oamenii muntelui, oamenii care acolo trăiau. Ei bine, ei stăteau lângă corturile lor noaptea, era o noapte magică pe un munte în străinătate unde tânjau să ajungă. Și porterii se îndreptau spre casele lor, mergeau înapoi acasă. Ori David i-a urmărit cu privirea și i-a urmărit până au ajuns departe. Cum mergeau oamenii aceia, îmi povestește David, că nu aveau cu ce să-și lumineze calea, dar dădeau foc ierburilor ca să aibă, să vadă cărarea. Iar femeia purta în spate un copil de niciun an de zile. Atunci m-am gândit că David nu este un alpinist și atât. Nu că a fi alpinist înseamnă prea puțin, dar că este mai mult decât atât. Că este un om care știe să privească oamenii. Un om căruia îi pasă. Am descoperit la David pe măsură ce povestea, iar eu trebuia să reproduc ceea ce el îmi povestește și cumva să înțeleg și să esențializez. Că el are o relație specială cu pământul, așa cum spune doamna Bodea, dar și cu oamenii. Oamenii au marcat viața lui David peste tot pe unde a umblat. Are o harta lui, să știți că există, veți citi cartea și veți identifica câte un personaj peste tot sau mai multe, peste tot în lume. David face legătura între oameni, îi cunoaște, îi înțelege, îi recunoaște și marchează pe o hartă a planetei, nu orașele, ci numele unor oameni pe care îi întâlnește. N-a uitat niciodată copiii săraci ai lumii, copiii înfometați pe care i-a cunoscut și pe care i-a privit în ochi, cărora le-a dat ciocolată sau le-a dat un ban. Sau... A mâncat o mize alături de copii în jungla amazoniană. David n-a uitat o fetiță de 2 ani care a cules cu mânuțele ei fiecare bob de orez de pe o insulă din America de Sud. O insulă săracă, acasă la sărăciei, spune David. David a observat lumea și cred că asta este esențial pentru el. A urcat munții într-adevăr,
și a avut curajul ăsta și a avut forța asta să crească din copilul din Giulești un om care înfruntă cele mai mari pericole ale planetei. Dar a avut și curajul să rămână om, să vadă, să simtă și să trăiască alături de cel mai firav dintre oameni. Asta înseamnă până la urmă, și asta cred eu, că înseamnă să evoluezi, să crești, mai mult decât să ai mari succese și să ajungi pe cele mai mari vârfuri ale lumii. Este să ajungi pe vârful tău, să fii tu însuți un om căruia nu este rușine cu ce este, care are o mulțumire atât de mare că a putut să ajungă aici încât să nu-i pară rău. Pentru că o viață ca lui David a însemnat și sacrificii. Dar într-o balanță trebuie să ieși pe plus. Iar David iese pe plus. Nu pentru că ar fi neapărat un super erou, deși eu așa l-am văzut și așa este David cel din carte și așa este David pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Dar este un mare erou și în sufletul lui, pentru că a putut să treacă peste toate suferințele și toate chinurile și frustrările pe care le are un om care încearcă experiențele pe care el le-a încercat. David este un exemplu și pentru copiii care nu știu încotro să o ia, care nu știu ce ar putea să aleagă în viață, astfel încât să le aducă satisfacție. Sper că această carte să ajungă și în mâinile lor și să-i încurajeze, să le dea aripi. Prietenul meu, Alexandru Stermin, un biolog explorator, autor și el de cărți de succes publicată de editura Humanitas, când l-a cunoscut pe David, a spus că este ca o furtună, m-a luat pe sus, imediat ce l-am întâlnit, David, furtună, pur și simplu m-a luat pe sus. Eu sper că această carte să ia pe sus pe cititorii ei. Sper să fie ca o furtună care îi ridică deasupra lumii. David are cu ce să se mândrească. Dar a avut și momente de singurătate. Noi suntem aici mulți acum. Însă, știți, am fost un pic surprinsă când mi-a spus. Știam, dar când auzi de la un alpinist, îți dai seama că el a simțit lucrul ăsta. Că alpinismul este un sport fără spectatori. Când ajungi pe vârful muntelui, ești singur. Absolut singur. Poate mai este un alpinist lângă tine, dar și el simte același moment de singurătate. Care tu ești într-un vârf de munte și în jurul tău e cerul. Ei bine, am urcat cu David în aceste 8 luni un munte al cărții. Și astăseară ne aflăm aici, pe acest munte al cărții, unde alpinistul David nu mai este singur, ci are spectatori și sunteți toți alături de el. E limpede că pentru David Neacșu suntem aici, așadar microfonul vă aparține. Eu ce să vă mai zic? Le-au zis oamenii ăștia pe toate. Oameni buni, vă mulțumesc frumos, dar nu mă faceți celebru, fraților. Vă rog eu frumos. Puteai să citești orice altceva, dar nu pasajul ăla copilăria mea. Oamenii trebuie să înțeleagă că eu am plâns aici, m-au văzut. Am văzut, da. Da. Sunt vinovat, vă jur, și mă simt vinovat
în sensul bun al cuvântului, că v-am adunat aici oameni buni, poate pentru prima dată, 90% dintre oamenii ăștia ne cunoaștem mai bine decât ne cunoaștem cămașa de pe noi. Suntem oameni care am trecut cu mult de... N-am băut Coca-Cola, fraților, vă aduceți aminte? N-aveam telefoane mobile. Cristi, ți-aduce aminte? Mă, Mihai, monomul, ți-aduce aminte? Mariana? Cico. Suntem oameni care venim din vechime și multora dintre voi v-am trecut prietenii mei din vechime. Sunteți și cei mai noi care ați băut Coca-Cola, dar ne cunoaștem. Eu consider că suntem prieteni aici. Cartea asta, să știți că vi se datorează în mare parte unora dintre voi care s-au ținut de capul meu, dar cel mai mult și cel mai mult se datorează, din punctul meu de vedere, sunt patru oameni care merită anunțați aici. Deci niciodată n-aș fi pornit la drum acum un an să scriu o carte, mințeam că m-am apucat de carte Nini, dacă poți ridica mâna că n-am ochelarii, Nini. Nu s-ar fi întâmplat treaba asta dacă prietenul meu Alex Medelean și Dora Neacșu, soția mea, nu ar fi complotat și m-ar fi trimis la Cluj, la Ruxandra Horezean. Ăștia suntem cei patru care am făcut cartea asta. Habar n-am, nu pot să spun opera asta. Dar Ruxandra Horezean, timp de 8 luni de zile, mi-a săpat în creieri. Fraților, niciodată nu i-am spus. Când veneam de la Cluj, veneam subt de energie. O zi dormeam, eram cheaun. Ce pot eu să vă spun celor care sunteți mai tineri ca mine sau ca unii dintre noi? Vă rog eu frumos, nu uitați un lucru și vă spune un om care a avut creierul săpat. Notați-vă lucrurile importante pe care le faceți în viața voastră și nu credeți voi vreodată în momentul ăsta că o să aveți nevoie peste 30-50 de ani. Mi-a fost tare greu să-mi aduc aminte până în 2003, adică înaintea erei noastre, și o să vedeți de ce spune înaintea erei noastre până la Everest, și mult mai ușor după anul zero, adică Everest. Foarte greu mi-a fost și m-a ajutat mult soția mea, Dora. Și mulțumesc mamei, mulțumesc soției, mulțumesc copilului, mulțumesc copiilor, nepoților și tuturor oamenilor. Dar zi, Alex, da tare! A fost și un obiect de studiu, David. Acum să mărturisesc un secret. Sau nu e un secret, poate că știți deja. Memoria asta are mai multe straturi. E ca în arheologie. Sapi la suprafață și găsești lucrurile cele mai recente, amintirile recente. Pe măsură ce sapi, bineînțeles că dai de aur, dar aurul acela este depus acolo, adică cele mai importante amintiri există, pentru că ele l-au emoționat pe omul care le păstrează. Deci să știți că o să vă amintiți și peste 100 de ani ceva ce v-a emoționat, ceva ce v-a marcat. Și pentru mine acele amintiri ale lui David au fost foarte importante. Cele care au rămas undeva în străfundurile lui, pentru că l-au mișcat, pentru că l-au marcat, pentru că i-au rămas tatuate în memorie. Asta e foarte important. Pentru asta trebuie să ai răbdare cu tine însuți și să știi ce să cauți în tine. Bun, eu, pentru că tot am mai prins microfonul, am uitat să vă spun ceva. Eu am aflat de la David, bineînțeles că știam, dar în detaliu,
cam cum lucrează salvamontiștii și cum salvează ei oamenii. Pentru că sunteți aici, profit de ocazie, să vă rog să salvați și muntele, să salvați și natura. Salvamontiștii salvează oameni, dar este momentul ca toți iubitorii de munte să pună umărul, să gândească, să simtă și să miște lucrurile în acest sens și să salveze și munții. Pentru că munții noștri, dragii mei, și știți foarte bine, sunt plini de gunoaie, sunt înnecați în mizerie. Într-un fel sau altul suntem o forță. Uitați-vă la dumneavoastră cum v-ați adunat aici, pentru că îl cunoașteți pe David. Sigur puteți mișca munții, muta munții, cu atât mai mult să-i putem curăța sau să putem face educație, așa cum face Luciana, fiica lui David, care duce copiii pe munte. Trebuie să începem de undeva și trebuie să salvăm lumea în care trăim. Poate că sună pompos, dar în realitate așa stau lucrurile. David are câteva capitole și veți vedea în cartea lui, în care despre asta discută, despre schimbările climatice și despre dezastrul din Delta Dunării. Am fi putut să scriem despre cât de frumoasă este Delta Dunării, dar am preferat să scriem despre ce se întâmplă acolo, despre cât de dureroasă și catastrofală este situația. Ei bine, ne putem bucura de frumusețea naturii, dar avem și responsabilitatea de a o păstra. Iar David are acest lucru. Tot timpul, responsabilitatea asta își amintește despre toți munții pe unde a umblat, dar în același timp spune și ce nu e în regulă. Este o minte trează, o conștiință. Despre asta spunea și doamna Bodea, că se simte din carte, se vede. Deci este preocupat permanent și de ce se întâmplă mâine. Ori asta ne stă în putere, asta ne stă în putință. Nu știu, unii scriem, alții chiar mergem pe munte, dar sunt convinsă că putem. Că putem de azi înainte, de ieri înainte, să schimbăm lucrurile. Este în puterea noastră. Mulțumesc! Oameni buni, este o carte care a fost muncită cu altă cuvinte, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu am avut materia prima aia necioplită, știți ce înseamnă asta. Ruxandra a avut arta și a știut să pună în pagină ce naiba am cioplit eu în viață. Soția mea m-a ajutat extraordinar de mult și m-a susținut. Și Alex, Nini, domnul Stolojan, foarte mulți oameni care am Somoza, prietenul meu Aurel Marin de fapt, sunt oameni care m-au sprijinit cumva și m-au împins să cred într-adevăr și eu cu tărie că trebuie să fac. De fapt, visam la un moment dat de mult să scriu o carte, dar am zis tot timpul o să scriu la bătrânețe când nu avea timp. Am ajuns la bătrânețe, fraților. Ce să facem? Am fost astăzi întrebat la un post de radio dacă noi punem pioleți în cui. Horică, noi nu punem pioleți în cui, noi punem bocanci în cui. Și am râs și am spus, prietene, jurnalistului, niciodată nu o să pun piolet în cui. Ăla nu se pune, se pun bocanci în cui, dar încă mai am până îi pun în cui. Sper să nu-i pun niciodată în cui, să iau în picioare. Mă înțelegeți? Vreau să vă spun că sunt super onorat de prezența dumneavoastră. Sunteți prietenii mei și știți bine lucrul ăsta. Ne știm pe nume, ne știm poveștile, ne știm uneori și ce am făcut și pe unde am fost. Sunt onorat că Horia a dat curs invitației și știți bine cine este Horia. Dar în afară de performanțele lui, vorbesc și eu acum, este omul Horia. Întotdeauna l-am considerat omul Horia. Dacă am reușit vreodată și credeți-mă că ăsta a fost ceva în subconștientul meu, am încercat să ajut tot timpul și sunt oameni aici de față care am ajutat de-a lungul vieții mele să facă și să-și împlinească visul care l-avea el în cap. Munți, călătorii, habar n-am. Și m-am ținut de ei până au reușit. Mulți dintre voi
Știți lucrul ăsta și nu neapărat pecuniar. Trecem peste chestia asta. Am vrut întotdeauna să las ceva în spate. Cred că asta este datoria noastră, oamenii de munte, alpiniștii și mai ales oamenii îndrăgostiți de natură, să lăsăm ceva în spate, pentru că suntem datori ca acești copii să înțeleagă că, într-adevăr, acolo unde ne-am făcut noi copilăria, prin munții noștri, și ei trebuie să-și o facă. Suntem datori față de ce vin după noi. Nici nu știu dacă se termină cumva ceva. Vreau să vă spun că nu o să plec de aici până nu o să vă semnez toate cărțile. Iertați-mă! Din punctul meu de vedere, suntem peste 350-400 de oameni. Nu, de băut nu se bea astăzi, că nu e nuntă, domnul Cristi. Este o întâmplare nemaipomenită, pe băiatul ăla eu l-am crescut. Și l-am bătut prea puțin cu coraua de la ceas într-o expediție. Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, vă mulțumesc Humanitasului, mulțumesc Ruxandra, chiar dacă e cam târziu, îți mulțumesc. Mulțumesc frumos tuturor oamenilor care au înțeles că întâlnirea asta e și nu pentru mine, e pentru voi. Sunteți două entități aici, dacă v-ați prins. Sunt oamenii de munte, oamenii care ne-au cunoscut pe munte și am călătorit și oamenii cu care călătoresc pe ape. Sunt pescarii. Ăștia stau mai ascunși, că sunt cam puțini. Îndrăgesc foarte mult, iubesc muntele, dar iubesc delta și iubesc... Să știți că în colecția de ficțiune publicăm și cărți scrise de pescari. La ficțiune. Cam necitite, nu? Oameni buni, din sufletul meu ăla, care îl știți sau care cred că îl intuiți, vă mulțumesc și vă iubesc. Credeți-mă că sunt emoționat, n-am nimic pregătit, ca și Horia, noi suntem total nepregătiți tot timpul. Dar ne vin ideile și ne vin nebuniile în cap pe secundă, nu-i, Horică? Aș vrea tare mult, țin și eu la niște oameni, nu mai mult ca la toți. Vreau să fiu egal cu toată lumea, credeți-mă, cu toate că n-am cum, știți bine. Adică îmi iubesc copilul, îmi iubesc nevasta, copiii, nepoții, că sunt toți aici. Dar am trăit clipe în viața mea, în ultimii 19 ani, alături de niște oameni. În călătorii care sunt mai mult sau mai puțin cunoscute de dumneavoastră. Noi n-am mai vrut să... pur și simplu am plecat de dragul de a pleca. Țin foarte mult să, dacă l-aș ruga pe domnul Stolojan, domnul Stolojan, vă rog eu frumos, sunteți prietenul meu și om de munte cu care am împărțit bucățica de pâine și oamenii trebuie să vă vadă în carne și oase aici lângă mine. Vă rog eu mult de tot. Este omul care... Este omul pe care mi l-aș fi dorit mult înainte de a-l cunoaște, să-l am lângă mine ca om de munte. Și am un respect deosebit pentru acest om. Deci omul Stolojan. Știți ce vreau să spun? Vă rog, un cuvânt, atât. Mă bucur mult pentru această seară. Într-adevăr, ne-am chinuit mult cu David până să-l determinăm să înceapă această carte. Iar eu îi mulțumesc lui David pentru că, așa cum am scris și eu un fragment acolo în interiorul coperții, el m-a învățat ce înseamnă să respecti muntele. El m-a învățat ce înseamnă să-ți alegi un echipament
adecvat pentru ceea ce vrei să faci pe munte. El m-a dus pe niște văi prin Buceci, prin Piatra Craiului, în Kamchatka, la capătul lumii și multe alte locuri. Și sper să nu-l acapareze pescuitul foarte mult. Foarte mult și să rămânem în continuare și în anii care vin tot așa să mai facem, expediții montane. Păi, anul traversăm Pirinei, nu? Da, o parte din ei sper că durează cam mult, 30 de zile. M-am uitat puțin ce înseamnă să faci Pirinei de la Atlantic la Mediterană. Domnul Sorojan, vă mulțumesc din suflet. Și eu. Multă sănătate și ne mai succes. Vedem. Oh, ne mai vedem. Trebuie să vă scriu cartea. Mi-am permis să-l aduc pe domnul Sorojan pentru că este unul dintre oamenii pe care îi respect foarte mult. Pe domnul Sorojan îl respect enorm pentru că îi place ce îi face fraților. Și cu asta basta. Știți că am împărțit și o coajă de pâine cu domnul Sorojan, vă dați seama, luni de zile pe munți, ce trăiesc acești oameni. Dar cu toate acestea, avea și miez, da, scuze, da, o bucată de pâine cu coajă și miez, așa, miezul îl dădea la domnul Sorojan, știi? Așa, da, 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 așa. Dar știți că îi zice domnul Sorojan? Noi, jurnaliștii, îi ziceam Stolo. Da, Stolo era clar codul pentru domnul Sorojan. Dar David îi zice domnul Sorojan. Și această politețe, această educație pe care o are David în sânge, să știți că se vede în raport cu și cu toți ceilalți oameni. David, atunci când îmi povestește despre dumneavoastră, despre foarte mulți din sală, știu multe, se referă cu dragoste și cu respect. Asta cred că se învață pe munte. Asta cred că înveți să îl apreciezi pe celălalt și să-l consideri egalul tău. Cred că este lecția pe care muntele ți-o predă în fiecare clipă. De aceea nu cred că este un sport, eu cred că este o lecție de viață să urci pe munte. Iar cartea la rândul ei este necesară și povestea vieții lui David a fost necesară pentru că noi toți avem nevoie să trăim mai multe vieți. Eram la Cluj într-o toamnă ploioasă și la Facultatea de Litere s-a anunțat că vine scriitorul Leosa, adus de domnul Liceanu. Și aveau un dialog public în amfiteatrul de la Facultatea de Litere. Ei bine, n-a fost loc și chip să intrăm în incinta facultății, în amfiteatru. Am rămas în curte, erau și pe stradă, erau oameni pe trotuar. Am stat sub un pom ploua, să știți, și am stat în ploaie acolo, mi-am găsit un loc sub un copăcel și am ascultat pentru că au deschis ferestrele și au pus difuzoare și auzeam discuția. Și la un moment dat, domnul Liceanu l-a întrebat pe scriitorul Leosa dacă, de ce citim cărți? De ce avem nevoie de cărți? Și eram foarte curioasă. Aproape că n-am respirat până când l-am auzit pe Leosa răspunzând. Pentru că răspundea cam ce credeam și eu. Dar nu îndrăzneam să cred până la capăt. Că avem nevoie de poveste ca să trăim mai multe vieți. Avem nevoie de mai mult decât putem trăi într-o singură viață. Ce face un călător, ce face un explorator, ce face un alpinist și ce face un povestitor și o carte este să ne ofere prilejul de a trăi mai multe vieți. Așa că vă doresc multe vieți mai departe. Vă mulțumim! Vor fi câteva vieți câștigate citind această carte, de altfel și sloganul Humanitas e ai atâtea vieți câte cărți ai citit.
ne întâlnim cu toții pe acest numitor comun al nevoii de poveste. Nu închei înainte de a adăuga la mulțumiri încă un rând de trei, punctual. Îi mulțumesc Andrei Niță, care a fost omul din interior, a fost omul Humanitas în toată această aventură. Să știți că și să faci o carte să ajungă în tipar e tot o expediție. Mulțumesc, Andreea. Al doilea rând, trebuie, cred, să mulțumim cumva și Muzeului Țăranului Român. Suntem, e cumva, sala de cinema Horia Berna, chiar, drept care, dragă autorule, cu riscul de a te supăra încă o dată alegând un citat, am să o fac, 4-5 rânduri, dar cred că e citatul pe care îl bine merită Muzeul Țăranului Român și pe care îl bine merităm cu toții ca să despărțim apele între ce înseamnă a-ți iubi cu adevărat țara și ce înseamnă a face doar paradă de iubitul țării. Asta apropo și de anul electoral care ne va spulbera pe toți ca o furtună în Antarctica. Când umpli pe cei mai înalți munți cu steagul țării tale în buzunar, altfel te gândești la ea, la ai tăi. E un fel de atașament și de mândrie și cel mai emancipat om tărăște după el un fir de rădăcină de acasă. De fiecare dată când ajungi să fluturi steagul pe un vârf de munte, te gândești la ea. Țara ta e cumva cu tine. Foarte frumos, foarte frumos. Și cei din urmă, care vor fi cei din tâi la autografe, primesc mulțumirile publicul, adică dumneavoastră, ați făcut o seară minunată. Vă mulțumim, oameni buni! Hai la treabă, Davide! Hai la treabă, Davide!